Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Și de ei, așa cum spunea cuvântul lui Dumnezeu, și Domnul întărea mărturia lor cu semne, minuni, vindecări și cu toate darurile Duhului Sfânt date după voia sa, și mai zice Domnul undeva că în vreme de urmă se vor face lucrări mai mari decât le-a făcut el. Această vreme din urmă este vremea mare unicat, când trebuie o autoritate deosebită a cuvântului și a puterii lui Dumnezeu, ca oamenii care sătul de o pocăință falsă, care se vehiculează și toți să zic că sunt pocăiți, dar nu sunt pocăiți, viața lor nu demonstrează pocăința, poate numai o haină pe deasupra, numai o firmă, o formă care îi pregătește puterea, atunci trebuie să se ridice o altă structură spirituală construită după rânduiala lui Dumnezeu, oameni care vor să trăiască numai pentru Dumnezeu, numai pentru împărăția lui Dumnezeu, pe ei nu interesează altceva decât Iisus. Ei, aceasta va fi mireasa lui Hristos, care îl va întâmpina pe Iisus la răpire. Și acum să vorbim despre lepădare. Lepădarea a fost ultimul vis care a pornit această lucrare, această mărturisire și această înștiințare. Domnul a vorbea, cel ce din vis era Domnul Iisus. Și trebuia să cânte o cântare formată din trei versuri. Vizualizat mental un batic în patru colțuri, desfăcut în fața noastră, a trăit în aer. Și când Domnul a cântat primul vers, uite așa vă veți lepăda, baticul care reprezenta numărul celor ce trăiau pentru Iisus în clipa aceea, în momentul acela, înaintea lui Dumnezeu, s-au lepădat de Domnul. Și baticul s-a pus în două, de jumătate s-au lepădat de el. Când a început această lucrare de lepădare, ardea un foc extraordinar de puternic. Zice cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus spune însuși, vor fi va fi o încercare atât de mare cum n-a mai fost de când este pământul și dacă n-ar fi scurtat Domnul timpul, n-ar mai rămânea nimeni de fața Domnului. Și a trecut un segment de timp între acest vers cântat și următorul vers, în care cumva s-a consumat consecințele acestei lepădări. Domnul a mai cântat un vers, uite așa mă veți lăsa. Când a zis așa, uite așa mă veți lăsa, s-a arătat că acel batic jumătate s-a făcut un sfert. Deci au rămas 25% din cei care îl așteptau pe Domnul. Atât de mare era încercarea, s-a arătat niște focuri atât de puternice, s-a arătat crucea lui Hristos ardea cu o vălbătaie puternică și Domnul a descoperit atunci că toți cei care sunt trupul lui, care sunt ucenicii lui. Deci ucenicii lui sunt rânduiți să treacă prin durerile și suferințele lui. În acest mare necaz și în această mare lepădare. Lepădarea în sine aduce niște presiuni și niște încercări foarte grele, arde un foc extraordinar de puternic și numai cei care sunt tari în Duhul Sfânt și care sunt rânduiți și hărăziți de Dumnezeu să poată să treacă pe aici, rămân în picioare, rămân mântuiți prin martiraj, rămân în picioare ca să conducă restul de biserică până la răpire. Pentru că până la răpire vor fi oameni care vor fi rămas, zice apostolul
avem. Iar noi care vom fi rămas în viață, îl vom întâmpina pe Domnul. Deci cei vor rămâne dintre cei care vor fi rămas în viață și îl vor fi întâmpina pe Domnul. Dar trece de aici prin acest mare necaz. Și s-a cântat ultima strofă. Uite așa mă veți părăsi. Și când a zis, a cântat acest ultim vers, cei 25% au rămas 20%. Și Domnul a zis, acești 20% sunt cei care mă vor întâmpina în viață la răpire, când voi veni pe norii cerului. Și s-a încheiat visul. Dar acum eu am o vază biblică pentru că am întâmpinat foarte multă opoziție, pentru că nu acesta este șocul cel mare, ci șocul cel mare este timpul când vine Domnul. Cât a rămas timp până a răpire. Și Domnul a lăsat acest timp. Și mulți care nu cunosc Evanghelia merg pe cuvântul acela că spune că numai Dumnezeu știe când vine Domnul. Și că nu știe nici Fiul. Zice undeva cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu face nimic fără să descopere robilor săi proroci. E un cuvânt. Dar la Ioan, capitolul 16, cu versetele 13, 14 și 15, zice cuvântul așa. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va vă descoperi lucrurile viitoare. Deci descoperă lucruri viitoare. Scrie cuvântul. Da. Versetul 14. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci descoperă din ce este al Domnului. Da. Acum versetul 15 zice așa. Tot ce are Tatăl este al meu, iată că nu numai Tatăl are. Deci tot ce are Tatăl este al Domnului. Deci nu numai Tatăl are informația, oare o găsește, o găsim și la Fiul. Da. Deci tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua Duhul din ce este al meu și vă va descoperi. Deci Domnul descoperă robilor săi proroci, descoperă celor ce sunt rânduiți să primească aceste informații și ele, informațiile, nu sunt date ca să știe cineva așa ca și cultură generală. Și pentru că acele informații vor servi celor rânduiți să slujească înaintea lui Dumnezeu în acest necaz cel mare. Mm-hmm. Pentru că până la necazul cel mare, cei care sunt nu poate să ducă. Nu au putere. Nu au putere de credință, nu sunt în plinătatea Duhului Sfânt, nu au o abilitate, o ungere specială din locul Dumnezeu să poată să meargă mai departe. Nu sunt rânduiți pentru martiraș. Ei sunt curățați și duși acasă. Informația este pe care o dau în clipa următoare, este o informație foarte dură. Și am întrebat pe Domnul, Domnule, cum să spun lucrul acesta? Dar până să încep această lucrare pe care v-am povestit-o, eu eram hotărât să nu o dau nimănui. Și Domnul mi-a vorbit într-un vas din Cluj și a spus așa. Tot ceea ce te-am descoperit, să spui întregului popor, altfel vei da o grea socoteală înaintea mea. Și acum vine partea cea mai dură a lucrurilor. Că m-a ridicat, Doamne, cum să spun un întreg popor că până la răpire mai sunt 7 ani? Și Domnul mi-a zis așa. Nu-i treaba ta. Cine trebuie să primească, va primi, cine nu, nu. Deci până în anul 2021, din 2021 începe necazul cel mare. Până în 24, deci în anul 2024, va fi venirea Domnului. Domnul nu dă lună, nu dă ziua, nu dă oră, dar a dat niște perimetri. Să fie sigur că cei care vor avea ceva de cătit, nu vor intra în acest necaz cel mare pentru că nu vor fi pregătiți pentru aceasta. Dar eu merg până la capăt. Până la capătul lucrării, pentru că Dumnezeu mi-a vorbit, am autoritatea aceasta din partea lui Dumnezeu să spun aceste lucruri. Dumnezeu mi-a vorbit că voi merge până la capăt. În tinerețe mi-a vorbit ce vei trece prin martiraj, dar martiraj fără să ți se ia zilele. Fără să-ți răcornezi zilele. Și n-am înțeles atunci de ce e vorba. Dar ulterior, când Dumnezeu m-a pus în această poziție să-mi descopere aceste lucruri, mi-a zis că tu vei merge până la sfârșit.
Slăvit să fie Domnul. Merge așa. Și Domnul a zis că 20%, de ce trebuie să merg? Voi fiți de ce e rânduit de Dumnezeu să sprijinesc această biserică micuță de 20%, să ajungem până la vremea când îl vom întâmpina pe Domnul. Aceasta este cuvântul, mărturia. La 3 zile Dumnezeu mi-a dat un cuvânt de întărire pentru mine. Și vreau să vi-l spun și acesta ca să știți ce se întâmplă. Mi-a dat un vis ce se întâmplă când vor rămâne 25%. Știu că am avut în noaptea aceea o convorbire lungă cu privire la niște suflete care au nevoie de întărire și m-am culcat după ora 12:30 noaptea. Și noaptea am avut un vis care majoritar a fost acesta. Eram singur, nu aveam pe nimeni. Era o singurătate atât de dureroasă, crasă, nu aveam absolut pe nimeni să schimb o vorbă, un cuvânt, să zic ceva cu cineva. Era vorba de mai sau telefon. Aveai nevoie de un prieten, cineva să simți că cineva este cu tine. Dar era o singurătate atât de dureroasă, atât de crâncenă. E ca și cum cineva te-ar fi tăiat cu lama pe inimă direct. Eram ca pe o stradă cu mafiu, o stradă cu 10 case. Din 10 case, ultimele 3 trebuia să fie niște prieteni de mei. Și casele nu mai erau acolo, nici gardurile nu mai erau. Și ei au fost luați și duși și nu știam unde au fost duși. Și era o durere atât de crâncenă în aceste lipsi de prieteni, de cineva care să te susțină, cineva să te îmbărbăteze, cineva să te întărească, cineva să zică să-l vezi că e cu tine acolo. N-am avut pe nimeni. Și până dimineața a fost starea asta crudă, e o stare extraordinară de crudă, de o durere sufletească extraordinară. Și a doua zi, între 9 și 10 ziua, a venit Domnul și mi-a zis, și așa m-am simțit eu, când toți ceilalți m-au lăsat. Când a rămas Domnul singur și a avut cel mai mult nevoie de prieteni și a fost să rămas singur și toți l-au părăsit. Și Domnul m-a făcut să înțeleg că toți cei care sunt ucenici lui vor trece prin toate aceste dureri din care a trecut Hristos. Domnul să vă binecuvânteze. Până la venirea Domnului, începând cu anul acesta 2018, mai sunt 7 ani, din care sunt 3 ani de pregătire. Dar în acești 3 ani se vor întâmpla niște cataclisme naturale, care vor lua acasă pe toți cei care nu vor putea intra în neca. De aceea vă zic, credeți-vă, pregătiți-vă, dacă vă riscați să nu credeți, e problema voastră. Eu mi-am făcut datoria pentru că eu am mărturisit aceasta, sunt proroc. Datoria mea de proroc este scrisă în Ezechiel și zice cuvântul Dumnezeu, că dacă văd venind un pericol și nu sunt din trâmbiță, și cel care este pus în pericol nu-și ferește viața, va muri din pricina nelegiurii lui, dar eu voi da socoteala de sângele lui. Cine este interesat să găsească la Ezechiel 33, începând cu versetul 7, mai departe, începând cu versetul 2. Vă citesc eu ca să nu vă pierdeți vremea. Fiul omului vorbește copiilor poporului tău și spune-le, când voi aduce sabia peste vreo țară și poporul țării va lua din mijlocul ei pe un om oarecare și îl va pune ca străjer. Dar acum acela va vedea venind sabia asupra țării, va suna din trâmbiță și va da știri de știri poporului. Și dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței nu se va feri și va veni sabia și îl va prinde sângele lui să cadă asupra capului lui, fiindcă a auzit sunetul trâmbiței și nu s-a ferit, de aceea sângele lui să cadă asupra lui, dar dacă se va feri, își va scăpa viața. Dacă însă străjerul va vedea, veni sabia și nu va suna din trâmbiță și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va feri din pricina nelegiurii lui, dar voi cere sângele din mâna străjerului. Eu sunt străjer, sunt proroc, am văzut venind, Domnul mi-a poruncit să spun că altul doița, greu socoteală, și am destule probleme, nu mai trebuie să intru și în contradicție cu Dumnezeu sau să pot să stau împotriva lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze și luați aminte, grăbiți-vă, venirea Domnului aproape, trăiți pocăința că e îngustit pentru că acolo este viață, pe acolo îmblați pașii lui Iisus. Amin.